Francezul se numește Thierry Strack și a fost 17 ani militar profesionist, ajungând cu beretele verzi franceze pe mai toate continentele lumii. La vârsta de 50 de ani, a decis că este momentul să lase în urmă agitația și stresul unei vieți normale, așa că și-a vândut tot ce avea, casă, mașină, absolut tot, iar cu banii primiți și-a luat doi cai de tracțiune frumoși, doi câini și un soi de căruță cu covil tir, se aseamănă mai degrabă cu o rulotă, cu care a încercat să cutreiere Europa. After, when I'm arrived 15 years, I say stop. I sell my house and with the money I buy a gypsy car, horse and I start on the road. Se întâmpla în februarie 2009, iar de atunci căruța este casa francezului. De câteva luni se află în România, iar până astăzi dimineața a poposit câteva zile lângă Zalău. Despre lunile petrecute în România, francezul are numai cuvinte frumoase. Nu se plânge de vreun incident și nici măcar întâlnirile cu țiganii noștri autohtoni nu par să-l fi speriat. In the country, I see gypsy with a gypsy car, family. Come take a coffee, come take a cake. I offer cake children take whole. I say no, only cake. After, if you want, I can give you another, so you take only one and no problem. L-am întrebat pe francez și ce l-a făcut să lase tot și să-și ducă viața pe drumuri. Mi-a mărturisit că la mijloc este probabil și sângele său gitan, tatăl său fiind țigan, dar și faptul că de mic a fost fascinat de viața nomadă a rudelor sale, care contrasta cu traiul strict al familiei sale, impus de faptul că tatăl său a fost și el militar de carieră. Francezul povestește că avea doar 5 ani când i-a spus mamei sale că vrea să aibă și el o căruță cu coviltir și cai. Visul pe care și l-a împlinit la 50 de ani l-a dus în România, lângă Zalău, la Ghireș. De aici a pornit în această dimineață către Salina de la Pride, despre care a povestit unul dintre personajele întâlnite pe lungul său traseu. De la Pride, Thierry se va îndrepta spre casă, dar nu înainte de a petrece iarna în Ungaria.